Partenerul lui Ebru Şahin din serialul Destan a fost anunțat. frumoasa și talentată actriță Ebru Şahin, care a câștigat o mare bază de fani cu apariția ei spectaculoasă în serialul Hercei, a fost anunțată cine va fi partenerul ei în serialul Destan. Noul proiect al actriței Ebru Şahin care a fost printre cele mai discutate personaje feminine din Herceai, atrage un interes special. Aishe Ferda Eri Ilmaz și Nehir Erdemir au scris scenariul la Destan, care este regizat de Emir Khalilzadeh, regizorul serialului de epocă, Hai Sultan. Ebru Şahin și Edip Tepeli devin parteneri în serialul Destan, potrivit știrilor publicate de celebra jurnalistă Birsen Altuntaș de la TV100. Ebrușahin a primit multe oferte după finalizarea serialului Herceai, însă actrița a optat pentru serialul istoric de Stan, pe care Bozda Film îl filmează pentru ATV. Filmările serialului mult așteptat, care au loc în secolul al VIII-lea, vor începe la jumătatea lunii august. Ebru Şahin va interpreta personajul lui Akkaz în această dramă de epocă. Iar partenerul ei, Edip Tepeili, un actor de teatru premiat, va interpreta rolul lui Batuga. Tepele a apărut recent în serialul Fica ambasadorului și a reușit să se facă extrem de remarcat. Din distribuție mai fac parte, ca în Cekâr, Filiz Ahmed și Selim Bayraktar dar castingul încă este în desfășurare. Înainte de filmările care vor începe în august, s-a format cuplul despre care fanii serialului erau cei mai curioși. Dule Brușahin și Edip Tepeli vor forma un cuplu și armonia dintre cei doi este deja o chestiune de curiozitate. Acestea fiind spuse, Rămâne să vedem dacă povestea epică cu Batuga și Akcız va putea atrage milioane de telespectatori în fața micilor ecrane în noul sezon. Cine este Edip Tepeli? Edip Tepeli s-a născut la 18 aprilie 1989 la Izmir. El a absolvit departamentul de teatru al Conservatorului de Stat al Universității din Istanbul. Actorul are o înălțime de 1,80 metri, 75 de kilograme și este din zodia Berbec. Seriale TV și filme cu Edip Tepeli.